Bună seara, bine v regăsit. Una dintre întrebările fundamentale care ne confruntă este dacă Evanghelia are vreo relevanță pentru omul modern. Și când pun întrebarea despre relevanță, nu mă refer la faptul că dacă Evanghelia are sau nu relevanță pentru cineva dintr-o biserică creștină. Mă rog, și aceștia sunt oameni moderni, într-un fel sau altul. Ce mă refer la faptul că modernitatea, prin natura ei, este definită de un spațiu secular, nu de, nu de biserică. Și fiind definită de acest spațiu secular, întrebarea este dacă în acest spațiu secular, care definește modernitatea, mai are vreo relevanță Evanghelia. Acum știm că atunea bisericii este aceea de a privi cu și suspiciune spațiu secular și a putea să-l restrângă cât se poate de mult. Aici, în America, există un termen foarte, un termen care pe mine mă deranjează teribil de mult, uh, uh, churching people. Și oamenii sunt împărțiți în churched people și unchurched people, oameni care merg la biserică și oameni care nu merg la biserică. Folosind această terminologie, uh, întrebarea mea este dacă are vreo relevanță pentru ceea ce numesc uh, evanghelici americani, unchurched people. Și dacă cumva acești unchurched trebuie să devină churched ca să aibă relevanță vagină pentru ei. Deci asta este întrebarea care îmi pun. Și așa atunci am început să fac afirmația că adevărata relevanță a Evangheliei în timpul nostru se găsește în afara Bisericii. Biserica este un spațiu parohial, un spațiu închis nu are o relevanță pentru timpurile noastre. Oricât ar încerca să pară, nu are. Biserica este o enclavă a unor timpuri apuse. Merg la biserică și nu vă îndemn să nu mergeți la biserică. Dar biserica este parte din aceea ce, ce, ce ca numea spațiul privat al rațiunii, nu spațiul public al rațiunii. Și în acest spațiu privat, în acest spațiu privat, este o parte importantă a vieții noastre private. Însă mă refer la aspectele publice universale care definez mersul istoriei, la ceea ce Hegel numea der Zeitgeist, spiritul vremii. Dacă Evanghelia are relevanță în privința aceasta. Și aș vrea să mă întorc la problema căderii. Deci, cei doi poli între care se mișcă Evanghelia sunt căderea și mântuirea. Primul al Adam și al doilea al Și aș vrea să definez căderea despre care am discutat destul de mult în ultimul timp. Uh, Printr-un text din Romani, capitolul 7, versetul 9, pe care am citit și data trecută, vreau să iau cu mai multă atenție acum, uh, din ioare fiindcă eram fără lege, trăiam, dacă l a venit porunca, păcatul l-am via și eu am murit. Uh, Pavel, să reflecționez clar aici la narațiunea Genezei, capitolul 2. Sau, mă rog, e clar pentru mine dacă vreți, spun pentru toată lumea. Uh, narațiunea căderii. Uh, în sensul că ceea ce avem în Geneza, capitolul 2, este un avertizment. În ziua când vei mânca din fruct, vei muri negreșit. Și uh, ruperea din fructul oprit uh, aduce legea. Ce este legea? Vreau să plec de la o demitologizare a istoriei din Geneza. De fapt, adevărata relevanță este prin demitologizare. Nu vreau să susțin acum că Adam a fost un grup de oameni sau a fost toată omenirea. Putea fi un singur individ. De fapt, nu avem un erou în Geneza, ci o eroină. Și aceasta este Eva. dacă vreți neapărat să găsim un erou masculin, acesta este șarpele. Da? Deci, în Geneza vorbim despre o revoluție. Uh, și ca să înțelegeți despre ce este vorba în această revoluție, vreau să mă întorc la mitul cinematografic al planetei maimuțelor pe care l am discutat. Deci, în filmul Down of the Planet of the Apes, uh, maimuțele antropoide modificate genetic uh, cu inteligență superioară de diferite specii trăiesc împreună în, după demisia umanității într-o pădure lângă San Francisco. Și acolo au creat o cultură simiană. Deci cultura nu este umană, este simiană. Este o cultură așa cum se întâlnește la mai mulți antropoite în timpul nostru. Folosesc limbajul muților, ceea ce mai mulți antropoite pot să facă. Scriu, ceea ce n-ar fi imposibil pentru mai foarte inteligentă. Deci au un rudiment de gândire simbolică. Unele dintre ele pot să articuleze destul de greu câteva cuvinte umane. Uh, au câteva principii și legea cea mai importantă este nicio mai maimuță antropoidă nu omoară o altă mai maimuță antropoidă. Instinctul lor colectiv este de teritorialitate. Își apără teritoriul. Și când intră în conflict cu oamenii, primul instinct este prima reacție să și apere teritoriul. De aici pleacă conflictul cu oamenii. Dar în cele de urmă, așa cum știe cine a văzut filmul, conflictul escaladează. Și maimuțele mulțele uh, intră în San Francisco și iau armele oamenilor începe războiul Cezar, eroul filmului creează un simbol un simbol abstract care se realeze mai în jurul lui este un fel de steag și aminteam de la trecută că Plato susținea că umanitatea a apărut odată cu războiul pentru că războiul însemnează omul care se sacrifică pentru un simbol abstract, pentru steac, pentru patrie, pentru uh, drepturile omului, pentru pacea plantei, pentru orice vreți, uh, este omul și o moară. Dar toate acestea sunt simboluri abstracte și faptul că un om poate să se, să, se sacrifice pentru un simbol abstract și reversul medaliei este să o uh, pentru un simbol abstract, este dovada că omul s-a ridicat deasupra condițiilor animale. Deci, uh, uh, autorul filmului l-a citit bine pe Plato și înțelege că acesta este momentul de umanizare, e momentul păcatului original și al umanizării. Este de asemenea momentul când Cezar, și care este conducătorul tribului de maimuțe, îl iartă pe om și îi spune omului prietene, pentru că de acum sunt la treme de, egal de egalitate. În clipa asta mai mulți le sunt oameni. Deci, în Geneza, capitolul 2, întâlnim un moment de, de această natură. În ce costă acest moment? Hai să demitezăm puțin, da? Deci, plec de la premisa că într-un sens Adam și Eva au fost indivizi și când spun că au fost indivizi recunosc faptul că orice revoluție, așa cum am spus, a făcut un individ, nu o masă, o mulțime de oameni. Deci, orice experiență revoluționară, orice ruptură în cursul evoluției, pleacă de la un individ și apoi se răspândește epidemic. În ce constă aceasta? Omul trăiește de 200 de mii de ani pe planeta aceasta, aproximativ după cunoștințe pe care le avem din diverse discipline. Vreau să amintesc prietenilor mei care sunt șocați. Acestea sunt niște certitudini, diferite discipline empirice, ne arată că anatomic omul e vechi de 200 de de ani. Dar omul ca om, nu există decât de vreo 40 de mii de ani. Și de unde, pe cineva bază că spune că omul ca om există mai de vreo 40 de mii de ani. Nu uneltele. Uneltele au existat dinaintea omului. Uh, uh, Australopitecii foloseau unelte. Uh, ceea ce caracterizează uh, apariția omului este invenția gândirii simbolice. Zic invenție. Omul a inventat gândirea simbolică și vedem aceasta în picturile din peșteri, în simboluri abstracte care încep să apară. Ce înseamnă aceasta? Hai să plec de la porunca în ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței binului și răului. Deci cunoștința binului și răului. Nu este nici instinctul de cooperare, nici instinctul de supraviețuire, nu este nici interesul utilitar. Cunoștința binelui și răului însemnează noțiune abstractă de bine și rău. În ziua că vei mânca din el, vei muri negreșit. Această noțiune abstractă de bine și rău uh, implică două condiții. Prima condiție este aceea unui creier destul de mare și complex. Uh, Carl Sagan în The Dragons of Eden are un comentariu foarte interesant referindu-se la blestemul Evei în durere vei naște copiii. remarcă că e lucru care l-a mai spus și a fost o sursă de sarcasm pentru colecționarul nostru din România, care m-a poreclit de atunci a apologetul Biped și așa mai departe. Dar citându pe Sagan, mă rog, n-am nicio problemă crede de mine, dar cine crede de Sagan dovedește că el nu, nu prea înțelege ce spune. De Sagan spune că acest text este foarte relevant în sensul că în gândirea abstractă, respectiv cunoștința binelui și răului, necesită un creier mare și aceasta necesită un craniu mare. Însă, acest craniu mare pune în de viața mamei la naștere. Și aceasta pentru motivul că uh, omul fiind biped are un pelvis în, prea îngust pentru a da naștere unui copil cu un craniu atât de mare. Și ca atare, cele două caracteristici care îl separă pe om de animal uh, sau care pun baza fiziologică a separului de lumea animală, mersul biped, care face din om cel mai formidabil alergător. De cât s-a existat vreodată în istoria vieții. Un om bate un cal la un maraton, da? Și care de asemenea îi liberează mâinile și deschide viziunea asupra spațiului, îl face un migrant pe toată planeta și craniul mare, aceste două elemente anatomice fără de care omul nu ar putea fi om, sunt cele care constituie blestemul elevei femeia fiind singurul, singurul, mă rog, singurul, caz în care nașterea se face cu riscul, cu riscul vieții și în Un alt aspect este acela că și așa copilul trebuie născut prematur. Fiindcă dacă ar fi născut natur, cum sunt mastur, când sunt născute celelalte animale, atunci ar, ar omoră și ar omorâ mama. Și aceasta duce la o dependență a copilului de mamă, cum nu se întâlnește nici creierul în lumea animală. Această dependență însă este ocazia programării creierului prin relația cu părinții. Este nevoie de o cooperare între părinți și pe termen lung pentru a crește copilul și aceasta duce ca la, o, la posibilitatea de a să dig simbolică în creierul copilului în momentul de plasticitate maximă prin mii de viață. Copilul uman, într-un anumit sens, este un cimpanzeu prematur. Deci, diferența dintre trăsăturile omului și ale mai mulții antropoide se accentuează după ce cimpanzeul crește. Puiul de cimpanzeu, el nu mai este cu, cu un copil decât este un cimpanzeu matur cu un nomatur. Uh, această trăsătură de a păstra anumite caracteristici ale copilului toată viața se numește neotism și este o, 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 un semn al evoluției, neotismul. Uh, evoluția nu se face doar prin selecție naturală. Uh, am vorbit în ultimul timp la Oxigen despre, le, despre reca, fenomenul, fenomenul recapitulării, uh, argumentat atât de, de Darwin cât și de alții. Și generalizat impropriu de Haeckel, însă redescoperit mai nou de, de Sean Carroll, un biolog american, într-o carte splendidă pe care vă recomand, se numește Endless Forms Most, Most Beautiful. Și aici se arată că evoluția nu se face atât de mult prin modificări în ADN. ADN-ul poate să rămână același, în principiu, deci genele, secvențele rămân aceleași. Ceea ce se schimbă este ordinea în care aceste gene se activează și, sau se dezactivează, în ultima instanță, în embrion, dar și după naștere. Să luați, de exemplu, un câine, un pui de lup latră. Atunci când crește mare, lupul matur nu mai latră. Câinele latră și la maturitate. Câinele este o specie diferită, mai evoluată decât lupul. Mai puțin inteligență, poate, nu știu. Dar cert este social mult mai evoluat, adică câinele are o capacitate excelentă de a comunica social cu omul, de, de, de a se integra într-o societate umană, așa cum știm cu toții, încât ea este o persoană. Deci, mă întorc la Geneza. Una dintre condițiile cunoașterilor și Reului, este, așa cum am spus, un creier mare și complex. Acesta omul are. La data când are loc dat întâmplarea din Geneza, cu siguranță că nu i acum 6.000 de ani, însă când are loc acest eveniment, omul modern există din punct de vedere anatomic. Dar este totuși o simplă maimuță antropoidă. Și de ce este o maimuță antropoidă? În primul rând pentru că omul trăiește în prezent. Orice animal trăiește în prezent. Există la delfin sau la primatele superioare, la maimuțele mari din Africa, foarte vagă relaționar la trecut și viitor. Dar, în general, omul trăiește în prezent. Și omul, ok, animalul trăiește în prezent, da? De fapt, este foarte interesant că noi existăm doar în prezent. Aici este o problemă pe care filozofii existențialiști au tot, tot speculat-o la infinit. Practic, singurul moment cu adevărat în care trăim este prezentul cum de trăim în trecut și în viitor? Unde, de, de, unde apare această linie continuă a timpului în viața noastră, care a dat de multă bătaie lui capului Heidegger și care ne dă și nouă bătaie de cap, să înțelegem ce a să spună el. Problema este de la gândirea simbolică. Atunci când apare gândirea simbolică, un, limbaj articulat cu trecut, prezent și viitor, și omul gândește cu o colecție de simboluri, în care este înscrisă timpul într-o traiectorie, Iarăși este o paranteză. Noi nu știm ce e timpul. Noi nici măcar nu știm dacă timpul există. Heidegger spune că spațiul este o dimensiune a timpului, sau mai precis, sunt trei dimensiuni ale timpului, spațiul. Și uh, matematicienii, în general, tind să ne spună, sau fizicienii tind să ne spună că, trebuie, timpul este o dimensiune a spațiului. Acum, în uh, înclin uh, spre Einstein, mai degrabă spre Heidegger, uh, timpul, într-un nu există. Există mișcarea obiectului în spațiu. Dar timpul este, uh, timpul este un concept în mintea noastră. Uh, este un lucru pe care Kant l-a înțeles foarte bine, printre alții. Anume, este o abstracție în mintea noastră. Și acest timp este o colecție de evenimente, de la uh, primele noastre amintiri, dar până în prezent. Uh, și, în același timp, este o anticipare a viitorului. Și la capătul acestei linii, undeva să termine, este moartea. Ca atare, omul nu moare, pentru că nu poate muri în prezent. Nimeni nu moare în prezent. Lucrul ăsta l-aș deja epicur. Când ne-a spus, nu vă mai temeți de moarte, fiindcă niciodată nu veți trăi moartea. Fiindcă atunci când mor, nu mai există. Câte vreme există, nu, nu ești moartă. Da? Deci noi trăim în prezent, câte vreme trăim în prezent, nu murim. Și, într-un anumit sens, prezentul este veșnicie. Dar totuși omul moare în momentul în care apare această abstracție, această interfață simbolică între el și realitate. Atunci când apare timpul, noțiunea de timp, ca noțiune abstractă, logică, când apare limbajul articulat cu prezent, trecut și viitor, când în, în, în mintea noastră ne reprezentăm trecutul și viitorul și uh, toate evenimentele le, legăm, le organizăm în timp, într-o istorie. În momentul acesta putem spune cum a acuz din veșnicie în istorie. Și omul a, din clipa aceasta a murit. Pentru că din clipa aceasta există moartea. Practic, moartea nu există la animale, ca experiență, există la noi, ca experiență anticipată și de aici frica de moarte. Dar mai este ceva interesant. Din clipa asta omul devine o persoană. Și până acum nu putem vorbi de om. De ce omul devine o persoană? Pentru că ceea ce definește personalitatea nu este un suflet abstract metafizic, nu știu ce prostii medievale. Ce definește personalitatea este continuitatea în timp a individului, a celei minți. Da? Sunt două lucruri care definesc persoana, mai întâi unitatea de timp și unitatea de spațiu a personalității respective. Din acest punct de vedere, noi când spunem că Dumnezeu este o persoană, de exemplu, avem niște probleme ontologice foarte dificile de rezolvat aici. Dar poate că de asta ne vom mai ocupa. Însă, în momentul în care vei mânca, vei cunoaște binele și răul. Cunoașterea binele și răului implică legea. Legea este o interfață simbolică între noi și realitate. De fapt, legea ține de o colecție de simboluri prin care ne raportăm la realitate. Și această interfață simbolică, care cuprinde și limbajul și conceptele noastre și valorile și normele noastre, această interfață este cea care ne dă posibilitatea să fim persoane și nu simpli indivizi. O personalitate implică o individualitate foarte puternică, mai puternică decât orice maimuță. Dar această individualitate mai puternică decât orice maimuță care există sau a existat vreodată, încă nu însemnează persoană. Persoana apare atunci când omul este conștient de, și omul apare ca persoană, când este conștient de continuitatea memoriei în timp și de locului definit în, în, în spațiu. Aici mai apare o altă idee. Omul își face un teritoriu în timp. Orice animal își marchează un teritoriu pe care îl apără dar omul își marchează un teritoriu în timp care este viața lui și care mai mult este moștenirea lui pe care încearcă o să o apere pentru viitor. Deci toate acestea sunt legate de această interfață simbolică care se poate traduce la un singur cuvânt, lege. În momentul când apare legea, omul moare. Ce se întâmplă cu omul, cu Adam și Eva? Duce, după ce mănâncă din fructul oprit? nică în general spune fructul oprit, da? Spune fructul cunoștinței lui binelui și răului, da? După ce mănâncă din din fructul gândirii simbolice. Aceasta este ideea. Văd că sunt goi și fac frunze să se acopere. E puțină istorie aici că primele haine au fost din frunze și apoi în zonele reci, în glaciațiune, a fost din blană de animale. Nu e idee prea bună să ne îmbracem blană de animal într-o zonă tropicală și nu e la fel de la să ne îmbracem în frunze într-o zonă temperată, nu, nu mai spune una rece, dar uh, uh, rolul hainei aici nu este, să, uh, nu este acela de a uh, proteja de intemperii. Uh, să ne întoarcem la întrebarea retorică a Lehova. Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din fructe care a spus să Cineva i-a spus omului că este gol? Cine i-a spus omul că este gol? Tocmai această interfață culturală i-a spus că este gol. Vreau să merg aici la Jijek, unul dintre filozofii mei favoriți, foarte tare atacat și nu mă mire la data aceasta, nu numai de conservatori, dar și de liberale americani. Žižek este un ucenic al lui Lacan, un, la rândul lui un, un psihanalist. Nu-l cunosc pe Lacan, îl cunosc mai mult prin prisma lui Žižek și din lecturi ocazionale. Dar clar că una dintre ideile lui Lacan este acela, că noi ne raportăm la natura noastră umană, la lumea noastră de instincte și emoții, la partea noastră animală, nu în mod direct, ci printr-o interfață de simboluri. Și această interfață de simboluri care e sancționată social, el o numește The Big, the big Other, marele celălalt. Bun, ce înseamnă aceasta? De fapt, aceasta este o explicație mult mai uh, sofisticată, mai realistă și mai puțin biologică a inconștientului. Lucrul pe care l-a descoperit Zemliu Freud este că noi ne raportăm la uh, lumea noastră instinctuală uh, ca la ceva inconștient. Da? Și Freud a descoperit uh, existența inconștientului, însă explicația lui este destul de mistificantă și destul de speculativă, chiar dacă e bazată pe observații clinice foarte, foarte riguroase. La care însă ne spune că motivul pentru care noi nu suntem în contact cu natura noastră animală direct este că ne raportăm la ea printr-o interfață simbolică. Și această interfață simbolică este foarte interesant, care ne dă capacitatea să gândim bine și răul, să fim persoane, să uh, anticipăm moartea noastră și ca toate să apreciem valoarea unei vieți limitate, tocmai această interfață simbolică este cea care ne separă de natura noastră umană. Și de aici hainele sunt de fapt o parte a acestei interfațe simbolice. Cine ți-a spus că ești gol? Cineva trebuie să spune că ești gol sau să spune că ești îmbrăcat. Și o să dau exemplu favorit al lui Žižek povestea lui Hans Christian Andersen, hainele cele, noi ale împăratului. Împăratul iese din Palat Gol, dar convenția este că el e îmbrăcat. Și numai proștii nu pot să vadă că e îmbrăcat. Așa că împăratul merge prin stradă și toată pe stradă și e gol și toată lumea aplaudă și spune, vai ce haine frumoase are de împăratul. că toată lumea știe că împăratul are niște haine foarte frumoase, dar Uh, nu mai proștii nu le văd și toată lumea uh, nu numai că nu vrea să pară că e prost oricine consideră că el nu este prost deci oricine crede că vede hainele împăratului până în ce un copil uh, copilul care este încă aculturat uh, strigă împăratul e gol și atunci toată lumea începe să zice împăratul este gol Acum, istoria lui Anderson este o satire perfectă uh, împăratul e gol și crede că e îmbrăcat și noi spunem că este îmbrăcat. O satiră socială perfectă. Însă zice că îi dă o turnură, o întoarce exact pe dos. De fapt, împăratul este îmbrăcat. De ce este îmbrăcat? Pentru că interfața simbolică îl îmbracă. Pentru că, spune Zizec, noi toți suntem goi pe sub haine. Și toți, de fapt, pretindem că suntem îmbrăcați, deși suntem goi. Așa că... Uh, uh, într-adevăr, numai un prost nu vede hainele. Pentru că uh, omul, omul, ca ființă umană, trebuie să se raporteze la trupul împăratului printr-o interfață simbolică. Și această simbolică, interfață să haine, indiferent dacă ele sunt de pânză sau sunt numai mai mintea lor. O să dau două exemple ca să înțelegeți mai bine ce vreau să spun. Prin anii 80 a uh, apărut în România spiritul profetic, versiunea One Two, se numea Joe Cruz, se cer în furtuna. Și, printre altele, Joe Cruz se cer în furtuna, care ne spune cum am ajuns noi la să acceptăm evoluționismul, să nu mai credem în sanctuar, din ce cauză? Pentru că am început mai întâi să bem Coca-Cola și au început femeile să umble în pantaloni și uite așa începe apostazia. Se cervând, se men furtună". Și John Cruz, mă rog, un evanghelist talentat, un biblicist, literalist, fără cultură teologică și o natură foarte primitivă din Michigan. da? John Cruz zice, nu înțeleg ce este cu surorile noastre. De exemplu, vine la adunare. Și dacă o soră este în fața bisericii și bate vântul și ridică puțin rochia, îmi o trage în jos. Dar și la plajă, încă sunt de baie. Și nu se mai genează. Cum pot să fie atât de imodeste, de indecente surorile noastre? Sau merg în excursie în pantaloni scurți. Deci nu ești la biserică în pantaloni scurți. Ceea ce nu înțelege George este că motivul pentru care femeia este indecentă când îi se ridică fusta în fața bisericii și motivul pentru care nu este indecentă când este pe plajă este pentru acela, fiindcă pe plajă este îmbrăcată de sus până jos, indiferent cum face plaja, după ce standarde, e îmbrăcată de sus până jos, așa cum era îmbrăcat împăratul. Pentru că există o interfață simbolică care spune că este îmbrăcată și, din potrivă la biserică, cineva îi spune, acel big other, că dacă s ar puțin fusta, e indecentă. Hai să vă dau un alt exemplu mai, Uh, mai uh, uh, mai suculent dacă vreți din experiența mea de pastor uh, cineva, un sfânt prezbiter, mă rog teolog uh, vine la comitet și spune că dirijoarei uh, mă ierta să dau asemenea exemple, dar dacă în uh, asemenea caz poate fi adus la comitet și discutat într-un comitet sau într-o administrativă, pot să-l eu aici deci uh, vine și ne spune că dirijoarei îi se vede conturul de desurilor pe subroche. Ceea ce e foarte indecent și trebuie să luăm măsuri. Ei spun, s a spus, scoate ochii, scoate ochii și problema să rezolvă. Și el spune, nu, noi nu putem în biserică să permitem așa ceva și așa mai departe. Femeia a aflat, nimeni nu i-a spus, eu nu i-am spus, dar femeia a aflat pe o cale și a făcut ea ceva ca să nu se mai vadă acel contur pe care el îl vedea. Nu știu dacă se vedea sau nu, n-am problema asta ca el să de la comitet și să spune că acum nu se mai vede și asta e și mai grav. Pentru că, mă rog, vă dați seama de ce. Care e problema? Exact aceeași problemă. Ceea ce nu înțelegea, ceea ce nu înțeleg în general evrei, fundamentaliști, islamici, fundamentaliști, mă rog, islamici și adventiști fundamentaliști și baptiști fundamentaliști și pentecostale fundamentaliști și ortodoxi fundamentaliști, este că haina nu este un absolut. Haina este o interfață simbolică. Da? Este acea interfață simbolică pe care noi o punem între noi și natura noastră umană. Și natura noastră animală, dacă vreți. Este o condiție a umanizării. Și această interfață este, în primul rând, simbolică. Deci, ceea ce vreau să spun că uh, privirea scabroasă a Sfântului despre care vă spuneam, sau primitivismul lui Joe Cruz, care poate ascunde. Alte probleme nerezolvate în spate, cu siguranță că ascunde. De fapt, este acea privire pornografică a Sfinților. Foarte mulți Sfinți au o privire pornografică care vede prin haine. Este tocmai fiindcă el este neculturalizat și nu are această interfață simbolică. Și, din potrivă, Împăratul nu este gol pentru că are această interfață simbolică. Asta e esența hainei. Nu pânza, nu frunza nu blana de animal, ci gândirea simbolică care se așează între noi și natura noastră animală. Merg mai departe, merg mai departe. Acest cine ți-a spus că ești gol, dovedește că Adam și Eva sunt în prezența acelui big other despre care spunea Zizek și copilul care strigă în pratul este gol. Dovedește că de fapt îi lipsește această interfață simbolică, fiindcă nu e un simplu copil este de fapt un, este de fapt cineva care nu are o relație cu The Big Other. Și mergând și mai departe, Zizek spune că boala timpului nostru constă în dispariția lui The Big Other. Aici este simptomul culturii noastre postmoderne, postculturale, multiculturale, în sensul că nu mai există acea interfață de simboluri acceptată, universală, autoritară, care se ajază între noi și realitate. Noi nu percepem realitatea de direct, ci prin simboluri. Aceasta caracterizează omul. Diferența între om și mai este că mai se raportează direct la realitate, noi raportăm prin simboluri. Bun, deci aici avem exact problema căderii. Și acum, întorc la Pavel. Care este problema acestei căderi? Problema este că această interfață simbolică are ca efect o autonomizare a dorinței o ruptură a eului, care a fost foarte bine de psihanaliști. Un permanent conflict la întreg. Deci asta e o chestie pără de psihologie. În gândirea lui Pavel, în roman capitolul 7, legea este expresia abstractă ultimă a unei astfel de interfațe. Și tocmai din cauza aceasta legea apare ca o moarte a individului și ca o ca o, cum să zic ca autonomizare a voinței în sensul că noi ne raportăm la această interfață simbol, simbolică nu la propria noastră natură, niciodată nu știm ce este noi și toată sunt, suntem surprinși de ceea ce este din noi și care contraje normele noastre asta este roman 7. Bun, care este soluția lui Pavel? Pavel crede că așa cum a existat o cădere și ca un, ca un bun rabin vede evenimentul acesta al umanizării ca o cădere există și o mântuire și această mântuire este pentru el cu două aspecte. Moartea față de lege a lui Iisus Hristos, care eliberează pe om de sub tirania legii și învierea lui Iisus Hristos, care aduce Duhul de viață în Hristos, care aduce o nouă forță de viață în om. Și Pavel crede că această forță de viață poate să integreze eul omului în așa fel încât natura noastră umană, animală, dacă vreți, și gândirea noastră, să fie integrate într-un singur tot, într-un singur armonios. Deci, în general, actualitatea lui Pavel constă în faptul că aici nu vede deloc lucrurile diferite de cei mai mulți psihologi sau filozofi existențialiști modern, care recunosc această împărțire a omului ca o condiție, ca un aspect al condiției umane, care constituie principala tragedie a omului și care nu poate fi depășit. Și el consideră că acest aspect poate fi depășit printr-un nou, printr nou, eveniment. Așa cum căderea a fost un simplu eveniment, mântuirea sunt iar un eveniment și aceasta este moartea și învierea lui Isus. Și aceasta duce la o integrare a eului, dar întrebarea este ne vom întoarce în animalitate? Nu. Merge mai departe. Deci omul apare ca ceva, citesc aici o frază faimoasă, nu omul este o frânghie prin care o maimuță traversează drumul de la maimuță la supraom. Această frânghie trece, trece prin asupra unei imense. E un drum periculos. Da? Deci, omul uh, este undeva la jumate a drumului, între uh, maimuța dinaintea cădării și, hai să nu zic supraomul, omul nou în Hristos, după definiția lui Pavel, din, din, uh, care este posibil după Evenimentul învierii. Bun. Ferește că Pavel vede aceasta integrată într-o schemă cosmică. Și idealul Pavel este că uh, totul se decurge conform unui plan cosmic de la început. Căderea, mântuirea, Israel cu încercarea de mântuire prin lege, uh, alegerea noastră. tot a fost un plan făcut dinainte de antemerea lumii. Deci, programul acesta care se timp a existat de la început și va merge până la sfârșit la Eschaton și reconcilierea aceasta a eului este urmată de o reconciliere deci de reconcilierea dinăuntru nostru este o, de asemenea o reconciliere între iudeu și grec eulul Pablu era divizat între rabin și filozoful grec și are loc în creștință o reconciliere a acestor doi este însă o reconciliere hatologică între iudaism, între evrei și biserica creștină, spune Pavel, la sfârșitul timpului este rezolvarea acestei tensiuni în care iudaismul este particularul și creștinismul este universalul. Este tensiunea dialectică între particular și universal. Cei doi boli nu pot exista unul fără celălalt, dar la sfârșit există o reconciliere a acestor doi poli. Te care este polul următor care apare și se pare că deja a apărut în timpul nostru. Nu vreau să cad în politică, da? Dar acum dacă în al, în al doilea război mondial sau în secolul XX se vorbea încă de o tensiune între iudaism și vest, acum iudaismul și vestul sunt una, indiferent dacă sunteți civilizația civilizație creștină sau vestul și de partea cealaltă este alt dinamic. Însă aici avem o altă problemă, Zizek spune, din nefericire suntem fără acea interfață simbolică universală. Despre asta trebuie să mai vorbim puțin și vom vorbi tot acum ultima reconciliere este între trupul nostru și natură. Moartea este învinsă, răscumpărarea trupului, răscumpărarea universului. Am spus că Tear de Jardin pune lucrurile acestea într-un limbaj evoluționism modern, științific. Dacă cineva vrea să accepte sau să respingă Evanghelia, este o opțiune personală, însă eu aș vrea să spun că dacă cineva vrea să o accepte și vrea să mai găsească o speranță religioasă, este mult mai uh, uh, fizibil sistemul ter de Chardin decât limbajul tradițional al bisericii. Însă aș vrea să trec acum la alt punct. Uh, ce este interesant este că dacă Pavel crede că vierea lui Isus aduce un om nou, universal, uh, biserica nu face altceva decât să emite iudaismul. În sensul că biserica este parohială. Biserica, chiar în evul mediu, când biserica se confruntă cu societatea, Biserica, de fapt, se impune societății, dar nu este integral parte din umanitate. Este ceva deasupra ei. Biserica este spațiul în care uh, este prezentată Evanghelia și acest spațiu a cucerit uh, toată lumea într-o anumită perioadă. Însă, este totuși un spațiu parohial, este totuși ceva abstract, ceva opus individului. Uh, Martin Luther este cel care ne-a dus ideea că există o diferență între canonele bisericii și metanoia. Și că, de fapt, această, acest om univ, nou, universal, este independent de biserică. Mă refer aici la esența luteranismului, nu la luteranism ca sistem teologic. Că este o voință infinită care vine din voința omului cu Dumnezeu, din urea omului cu Dumnezeu. Și Luther merge mai departe de aici și pune bazele secularismului. În sensul că Luther, pentru prima oară în istoria creștinismului aposean, ne spune că noțiunea de chemare a lui Pavel, fiecare sunt în locul în care a fost chemat, nu se aplică la ordine monahale și la viață clericală, ci se aplică la societatea seculară. Un om care își face munca lui ca soldat, ca magistrat, ca țăran, este la fel de important ca cel care o face în biserică, ca un preot, ca un cardinal, ca un episcop și unii și alții au o chemare. Prin aceasta, de fapt, Luther extinde principiul Evangheliei în lumea seculară și, de fapt, odată cu Luther, se încheie relevanța bisericii în predicarea Evangheliei pentru că este foarte interesant ce s-a întâmplat cu biserica după Luther. După Luther apare contrareformațiunea. Ce este contrareformațiunea? În mitologia care o împărtășesc 99% dintre confrații noștri, contrareformațiunea a fost o afirmare a tradiției împotriva Bibliei, din potrivă. Contra a fost întoarcerea Bisericii Catolice la Biblie. Deci, Biserica Catolică n-a avut până în secolul XVII un biblicism rigid. Și această atitudinea Bisericii Catolice, care a combinat filozofia cu teologia și într-un singur sistem rațional, numit scolasticism. Era depășit clar în secolul XVII, dar ceea ce îl caracteriza era faptul că nu depindea de literalism biblic rigid. După contrareformațiune sau în timpul contrareformației, în timpul conciului din Trent, biserica a descurajat argumentele filozofice și logice și se a cerut să aduse argumente biblice. În același timp, pe de cealaltă parte, protestantismul, speriat de acest subiectivism predicat de Luther și de această idee a chemării seculare, a încercat să facă din Biblie un manual de teologie sistematică și mai mult decât de un manual de teologie sistematică, mergând de la protestantism, la puritanism, apoi la bisericile evanghelice din America, Biblia devine un manual universal, o enciclopedie universală. citez pe Len White. Biblia și numai Biblia trebuie să fie singurul nostru textbook, singurul nostru manual de școală. În școlile noastre trebuie să văd doar Biblia. Și dacă vrei să dăm o scuză Len White, ideea era, nu era ei. Ideea era foarte populară în America. La sfârșitul secolului 19, în începutul secolului 20, în fața modernității, se afirmă această idee că Biblia este cartea cu toate răspunsurile Biblia este geologie, Biblia este biologie Biblia este istorie, Biblia este antropologie, Biblia ne învață, este manual de științe politice Biblia dă răspunsul la toate lucrurile. Bun care a fost rezultatul acestui întoarcere la Biblie? Deci și catolicii și protestanții s-au întors la Biblie după reformațiune De ce s-au întors la Biblie? Nu pentru că programul reformațiunii ale Luther în speță, ar fi fost unul de biblicism literalist. Uh, pentru el, Biblia este o inspirație, în primul rând. Uh, pentru el, individul este ultimul autor de interpretare Bibliei. În niciun caz. Uh, e, e, este foarte naiv să credem că Biblia poate fi baza unei interpretări unitare, mai ales uh, Biblia să explică Iansă, să spunem, nu să explică pe Iansă și zice de ce. Fiindcă Biblia nu e o singură carte, este o colecție de cărți, da? Eu nu pot să le iau pe. pe să zic, pe Thomas Mann și să le explic pe Shakespeare prin Thomas Mann, da? Sau, în niciun caz, pe Thomas Mann prin Shakespeare, că ar fi și ana pe deasupra, da? Deci, nu poți să iei un text din Vechiul Testament să-l prin unul din Noul Testament sau unul din nou Testament prin unul din Vechiul Testament. Nu poți să iei pe Iacob să-l să reconciliezi cu Pavel și viceversa. Nu se poate, fiindcă sunt cărți diferite. Ceea ce poți să faci, să spui că există o interpretare a Noului Testament, a, a a Vechiului Testament sau că este o interpretare paulină a iudeocreștinismului pe care o susține Iacob, asta poți face. Dar ideea că e un text din Biblie și te explici cu un text din altă carte scrisă de alt autor, în alt context cultural, în altă epocă, este este, 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 total falsă. Biblia nu este unitară. Ca uh, concepție despre Univers, în niciun caz nu este unitară. Și atunci, ca să mă întorc la ideile noastre, uh, Creștinismul nu este pregătit să întâmpine Revoluția Științifică. Așa că Revoluția Științifică de la început este în conflict cu, cu Biserica, cu cea catolică, care are și putere politică, dar și cu cea protestantă. Luther a fost împotriva lui Copernic, Wesley a fost împotriva lui Copernic și gândiți-vă că Wesley a fost contemporan cu Newton, da? Deci, în secolul XIX existau încă creștini care văzau să creadă că Pământul e rotund în America, și există și astăzi Flat Earth Society în Statele Unite, care pe bază biblică refuză să creadă că pământul e rotund și felicit. Măcar sunt consecvenți, da? Cine citește literal Geneza trebuie să meargă până la capăt și să refuze forma geodezică a pământului. Dar, să mergem mai departe. Biserica e ceva parohial. Și odată cu Luther este ultimul act revoluționar al creștinismului. Ultima revoluție pe care a avut-o creștinismul de reformație. După aceea creștinismul nu a mai putut să fie decât pentru status quo. Nu a mai putut să fie cu der zeitgeist, zeitgeist, cu spiritul vremii. Nu a putut să meargă înainte. Asta nu înseamnă că creștinismul a murit, ci creștinismul s-a secularizat. Și vreau să fac distinția între cele două noțiuni. Pentru că dacă există un creștinism relevant în timpul nostru, acesta este un creștinism secular. Nu este unul bisericesc. Nu, evit puțin cuvântul religios aici. Uh, în ce sens? Odată ce apare acest subiectivism al lui Luther, lui se pot opune două lucruri. Sau, mă rog, poate fi completat cu două lucruri. Nimeni nu poate trăi într-o uh, absolutizând subiectivismul sau subiectivitatea umană. Pentru că ar fi un haos. Într-un fel sau altul avem nevoie de lege, avem nevoie de acel big ad, de acea interfață simbolică, care este aceasta însă. Dogma bisericii nu mai este. Nu mai poate să aibă acest rol. Este luată Biblia ca manual de dogmatică. Ceea ce este este stupid și este absurd. Ce ne oferă universalitate? Apar o serie de biserici care se luptă pentru universalitate. Vin războaiele religioase, vin conflicte religioase. În, pe, în Europa, da și în America, în America nu sunt conflictele, nu sunt războaiele religioase și americanii de multe ori se laudă că uite, noi nu avem bigotismul european, noi am avut războaiele religioase din secolul XVII, când s-au văzut catolicii și protestanții de, de s-au omorât între ei. Al doilea război mondial a fost o glumă față de războiul de 30 de ani. E adevărat. Pentru că America era un spațiu mult mai vaș, o societate mai rare fiată și ca tare mai rece. Dar în America, în acea perioadă, au fost conflicte religioase care au dus la război pe scară mare. Însă au fost execuții, au fost executați cuocări, au fost executați eretici, au fost executate învrăjitoare, sau mă rog, femei acuzate că ar fi vrăjitoare. Nu vorbesc de faptul că dacă războiul împotriv, genocidul indienilor a fost în mare măsură motivat religios și uh, parfumat și uh, decorat cu texte biblice din Vechiul Testament. Uh, la fel ca și rasismul și lupta împotriva civile în secolul 20. Așa că avem aici o luptă între de, diferite de, de biserici de a contra spațiul universal pe care nu mai avea Biserica Evolui Mediu. În acest moment iese descoperit o nouă universalitate, universitatea rațiunii. Este revoluția științifică al lui Galileo, al lui Newton, este filozofia a lui Descartes și Immanuel Kant pune punctul pe ei atunci când spune că există un spațiu public a rațiunii și un spațiu privat a rațiunii. Și el spune, religia este spațiu privat al rațiunii. Însă în spațiul public, rațiunea, care e spațiul public, a în spațiu public al rațiunii, uh, spre de biserici, în biserică este rațiunea privată, nu e rațiunea universală, da? Deci uh, omul pleacă de la niște premise. Iisus a murit pentru noi, Iisus ne iubește, Dumnezeu există, Soraite profet, uh, Duminica este de odihnă, Sâmbătă este de odihnă, Fecioarea este coredemptor, Fecioarea nu este coredemptor, sfinții mijlocesc, sfinții nu mijlocesc. toate acestea nu pot să fie demonstrate rațional în ultima instanță. Dar pot fi premisele unui discurs rațional în biserica respectivă, așa cum sunt celelalte sisteme teologice. Dar noi avem un spațiu cartezian, să zic așa, sau cantian a rațiunii, în care totul este pus sub semnul întrebării, ce nu poate, în care totul este te poți întrebi de orice. Poate fi totul pus -o să întrebări și examinat critic. Și în care singurul argument care poate fi adus este cel rațional. Și în acest spațiu rațional se caută o nouă universalitate. Care este rolul creștinismului în acest spațiu universal? Cant însă n-a fost altceva și de n-a fost altceva decât o expresie a creștinismului secular. Dar vreau să mă refer la. Un gânditor care a fost cel mai important gânditor al modernității. De fapt, este exact la granița dintre ultimele vestigii ale Evului Mediu și modernitate. Este vorba despre Hegel. Și vreau să mă refer la definiția pe care Hegel o dă Hegel, termenul cheie. În definirea religiei la Hegel este alienarea. Ce este alienarea? Alienarea este uh, condiția omului care se recunoaște pe sine în, într-o zeitate sau instituție religioasă exterioară, mă rog, într-o divinitate exterioară lui. Deci, uh, ca să fiu mai clar, Hegel spune așa, ca să îl parafrazez pe Hegel, în filozofia religiei. Cu cât societatea este mai coruptă și cu cât biserica este mai coruptă, cu atât divinitatea este mai obiectivă, mai separată de om. Și cu atât mai mult omul își îndreaptă petițiile lui în exterior. Deci, una dintre punctele slabe ale creștinismului vis-a-vis de, 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 de spiritualitatea extremului Orient este aceea că creștinii nu au meditația ca exercițiu spiritual. Creștinii își îndreaptă totdeauna petițiile, rugăciunile, adorarea în afara lor, către o divinitate care le primește din afara. Creștinul depinde totdeauna de o putere din afara. Și, cum spune Hegel, el petiționează totdeauna o zeitate din afară, de a cărei milă depinde. El în sine nu are nicio putere. Or, aceasta este ceea ce Hegel numește alienare și Hegel recunoaște că orice religie este alienantă în ultima instanță, dar există grade de alienare. Și creștinismul este pentru Hegel religia superioară și religia universală. Hegel, ca și Irineu, ca și Ter de Chardin, este un evoluționist. Nu un evoluționist ca Ter de Chardin, deci nu un evoluț, în sensul evoluției biologice pe care o respinge nici nu era altceva decât la marchianismul pe timpul său. Nu este nici un evoluționist în sensul evoluției Universului, despre care știe ceva de la Laplace și Kant și acceptă, dar nu prea interesează pe Hegel stelele. Hegel este un evoluționist în sensul că el recunoaște că omenirea este desfășurarea o evoluție a spiritului universal și sensul acestei evoluții este realizarea conceptului de libertate. Pe măsură ce istoria înaintează, omul e tot mai conștient de libertatea sa și omul creează instituțiile care să-i garanteze această libertate. Hegel e un optimist, cred că istoria merge în această direcție. Și Hegel consideră că creștinismul este superior creat religii. Din ce motiv? Este o idee care sună incorrect politic și care nu vor accepta prietenii noștri liberali postmoderni. Dar o la Hegel ne strigă. Hegel consideră că, supraevală creștină, constă faptul că uh, dialectic, deci știți că Hegel are acea idee a evoluției istorice prin unitatea și lupta contrarilor și noi sinteze, da? Deci în momentul uh, Hegel ia teologia Paulină, dar o într-un foarte filozofic. Iudaismul este momentul dialectic de abstracție perfectă a lui Dumnezeu, de exterioritate perfectă a lui Dumnezeu, de lege, în momentul legii. Și uh, iudaismul ajunge la epuizare, că nu duce nicăieri. Și atunci iudaismul se încheie cu moartea lui Dumnezeu. Moartea lui Dumnezeu în Iisus. Și după aceea are loc învierea lui Isus ca om. Și sinteza între Dumnezeu și om. Fiindcă Hegel uh, este atent să nu cadă aici într-un uh, umanism antropocentric, ca să zic așa. Uh, 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 el este prea uh, prea ancorat în idei universale ca să fie antropocentric. Uh, Duhul Sfânt în Biserică este sinteza între Dumnezeu și om. Dar ceea ce spune Hegel este că ideea fundamentală a creștinului e aceea că Dumnezeu a murit în afară și înviază înăuntru nostru. Aceasta este sensul învierii lui Isus în Biserică. Hegel bănuiesc că Hegel. Nu ia în lui Isus literal, ci consideră că Biserica creștină este trupul lui Hristos în viață. Iar Duhul Sfânt este uh, dovada că Dumnezeu este uh, în noi. Însă, Hegel nu e un mistic. e în primul raționalist, da. Uh, el consideră, însă, că creștinismul a continuă o religie alienată. Și argumentul uh, cel mai puternic sunt cruciadele, în care creștinismul dovedește clar că el caută mântuirea în exteriorul lui și anume se duce la mormântul lui Isus. Și lucru uh, lucrul cel mai splendid în cruciade spre Hegel este faptul că mormântul era gol. Deci a te duce să-L cauți pe Dumnezeu în afara ta însemnează să te duci să-L cauți pe Dumnezeu într-un mormânt gol. Ideea pe care Hegel o dezvoltă cu foarte multe iscusință aici mi se pare sclipitoare este că mormântul gol al lui Isus este argumentul suprem că orice încercare de a-L căuta pe Dumnezeu într-un, să zic, într-un într sanctuar, într-un loc sfânt, într-o biserică, într-o religie, în ultima instanță te duce la un mormânt gol undeva, nu-L găsești acolo. Și experiența cruciadei duce creștinismul într-o interiorizare pe care Hegel o urmărește în istoria creștinismului deci urmează de un proces de interiorizare, de a nu mai căuta pe Iisus într-un mormânt gol, ci în nostru, care culmează cu Luther. Luther este cel care întoarce subiectivitatea, creștinismul la subiectivitatea uh, paulină. Dar cu asta se termină rolul bisericii. Pentru că după Luther trebuie să apară un universal care este rațiunea. Și rațiunea aceasta uh, nu poate să fie decât în un spațiu secular. Așa că creștinismul nu poate fi decât secular și ceea ce Hegel uh, secularizare creștinismul. creștinismului. Este foarte interesant. Hegel a avut bineînțeles limitele lui de aceea și foarte interesant este că Hegel uh, propune uh, înlăturarea acestei alienări pe care o dă biserica și are dreptate indiscutabil ca om al bisericii recunosc că biserica este alienantă așa cum este un loc în care ne oferă un spațiu în care conversăm și ne raportăm unul la altul în adâncime și Explorăm întrebări și căutări care în general nu le găsim în spațiu secular, din timpul nostru mai ales. La fel de adevărat este că biserica este un loc alienat. Biserica e un loc în care nu te raportezi la Dumnezeu ca ceva înăuntru tău, ci ca ceva în afara ta. Însă Hegel propune spațiul rațional politic, statul, ca expresia spiritului în care să ne regăsim. Este interesant că după Martelul Hegel, a existat hegelianismul să ampese două ramuri, Hegel, de dreapta și de stânga, Ce de dreapta care au fost argumentele lui pentru a întări puterea statului deasupra individului. Și Germania a avut aici o istorie, cele de stânga, cum a fost Max Stirner, de exemplu, care au arătat că însă aceste instituții politice sunt o alienare. Și spre Max Stirner nu numai Dumnezeu și Biserica. Dar patria, regele, patriotismul, toate cele sunt alienări. Statul sunt alienări. Pentru că în ultima instanță omul este o subiectivitate și dacă subiectivitatea absolută este limitat cu aceasta. Mă opresc aici la provocarul știrner. pentru că aici ne arată un loc pentru Evanghelie în spațiul modern. În ce sens? Rămâne acea dramă din Roman 7, în ultima instanță. Rămâne acea încercare de depășire. Pentru că omul, dacă voința lui este în absolut, și dacă spiritul lui este în absolut și orice interfață simbolică care condiționează existența acelui omului ca om, în acest timp apare ca o limită, rămâne foarte viu acest ideal lui Pavel de, că de a depăși orice lege, nu numai legea iudaismului, nu numai dogma bisericii, dar și legile unui stat democrat, de alte păși un sensul unei libertăți absolute în iubire. Și aici apar un rol al bisericii, în afara spațiului public, care apare el alienant și limitant, spațiul public, să fie acel loc al iubirii în care să nu ne lovim de nicio lege, nicio restricție exterioară, ci totul să fie uh, doar dar de principiu iubirii. Dar aceasta este ideea propusă în în 13. Prorocile vor înceta, limbile vor înceta, cunoștința va înceta, dar dragostea nu va pieri niciodată. Deci depășirea la orice, dragostea să depășească orice. Uh, este aici un paradox interesant, pentru că dacă Hegel găsește biserica alienantă și are dreptate și religia o alienare și are dreptate, și ați făcut apoi și Marx și au făcut și alții. În, 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 timpurile noastre putem găsi în biserică un spațiu sau putem crea acest spațiu, eu zic să-l creem, că probabil siguranță că îl vom găsi când mergem la biserică, acel spațiu al iubirii și al libertății totale, în care individul să nu existe acea tensiune între individ, între subiectivitate, și e, interfața simbolică e, a legii, a valorilor, a, a societății, e, care e una din aspectele fundamentale ale condiției umane. E, când eram în România comunistă, unul dintre lucruri care m-au tras pe mine despre biserică era că, dincolo de platitudinea predicatorilor, care niciodată nu au fost prea scripitori, și de e, inerția masei, să zic așa, Uh, adevărul este că cei mai mulți dintre cel puțin de biserici care au fost eu la Sibiu uh, Cei mai mulți dintre membrii bisericii erau foarte drăguți și erau destul de discreți Sibiu fiind o biserică puternică influențată de, de germani Avea ce respect pentru viața privată a individului Nu făcea poliție, nu te bărfea. Era una dintre puține biserici care nu se mârfea Nu se spionau unii pe alții Însă aspectul plăcut era că constatea un spațiu în care puteai să explorezi Mintea și spiritul putea să meargă dincolo de ceea ce nu aveai voie să faci în societatea din afară. Și uh, un, un aspect important este că că câțiva prieteni uh, din toată țara, fiindcă eram puțin și ne cunoșteam, uh, cu aceleași aspirații. Uh, la un moment dat, avea și o satisfacție, chiar o satisfacție intelectuală în biserică pe care nu avea în afară. Bun. Uh, un, uh, societatea din care trebuie este restrictivă în alt nu este restrictivă politic este restrictiv în sensul specificat de Zizek. Tocmai demolarea acestei interfaci universale și afirmarea unui multiculturalism și relativism extrem uh, face ca, de fapt, nimic să mai fie permis. Žižek uh, îl uh, parafrează pe Dostoevski. Dostoevski spune, uh, mă rog, unul din personajele Dostoevski spune, dar se pare că așa gândea și el, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Zizek răspunde, dacă Dumnezeu dacă Dumnezeu nu există, nimic nu este îngăduit. În sensul că în lipsa unei, unei interfații universale la care să ne raportăm de valori, de norme, unui spațiu universal al rațiunii, cu adevărat, nu mai există, de fapt, nici libertatea particulară. Nici spațiul privat și spațiul privat dispare. Noi acum trăim într-un timp în care acest spațiu universal al rațiunii vizuala de cant și de iluminiști a fost peticit și împărțit, în, în special de religie, trebuie să recunoaștem. De ridicarea islamului aici a avut un, un rol, dar în același timp de o tendință multiculturală, de exemplu, este foarte la modă să spui într-un colegiu american astăzi, de, chiar de cineva care se declară împotriva acestei culturi, cum este prietenul meu bun, Ionica Aurel, că știința, de fapt, nu este decât tot un mit este o formă de a imperialismului vestului. Uh, rațiunea, însă, rațiunea, nu este un universal, este tot un particular și ce diferență între un mit aborigen și uh, mecanica lui Newton, de exemplu. Mă rog, diferența este că nu poți zbura cu covorul zburător, dar poți zbura cu un avion care se mișcă pe legile mecanicii. Dar ei ignoră lucrurile aceștia de obicei, sunt deasupra lor. Așa că uh, acest multiculturalism care a demblat orice universalitate. Este timpul în care trăim noi. De fapt, întoarce la animalitate și, în acest context, este foarte interesant că ceea ce numim spațiu privat devine spațiu universal. În spațiu privat mai poți să crezi în universale universale, în, în adevăr universal, într-un om universal. Este interesant să crezi asta în spațiu public, care este împărțit între tendințe culturale și religioase și lobby-uri politice și așa mai departe. Uh, uh, trecând de aceasta, aș vrea să spun că uh, un lucru care l-a luat Hegel, părintele modernist, în mai sens, de la Pavel, este această credință a istoriei care are un sens și are o forță care duce mai departe. Dincolo de stângăgiile și limitele pe care le recunosc chiar urmașii săi. ideea aceasta a unui sfârșit al istoriei, în care tensiunile se reconcilează. este de fapt ideea fundamentală susținută de Pavel Roman, capitolul 9, 11, 10, 9, 10, 11, când vorbește despre întoarcerea lui Israel. De fapt, nu este vorba de întoarcerea Israel, cum o înțeleg evanghelicii, la răpirea bisericii și rog, Israel primește pe Isus și așa mai departe. Este mai degrabă uh, reconcilierea tensiunii fundamentale uh, care definește acest, acest mers al istoriei universale. Tensiunea între pol particular definit de iudaism și cel universal definit de, de, ele, de creștinismul elenist se ca să spun așa. De cultura elenistă mai întâi și apoi de creștinismul elen, elenistic și devin apoi creștinismul apusian. Deci, trecând de aceasta, cei care vor să discute mai departe de un sens al Universului, de posibilitatea vieții veșnice, de posibilitatea învierii, cei care sunt sau nu sunt de acord cu aceste idei, cu caracterul istoric sau anistoric al învierii lui Isus. Dacă cineva chiar vrea să creadă că Adam și Eva Uh, au fost așa, literal, cum spune în Biblie și uh, se întreabă de unde au avut soții Cain și că au fost nu știu ce verișoare, poate și prin țara lui Nod, erau tot verișoarele lui Cain pe acolo, care l-ar fi omorât dacă îl prindeau. Uh, cei care vor să crească pământul e plat, pe la urmă, ok. Uh, ideea este că noi putem avea un spațiu privat nu un spațiu universal, nu un spațiu public a rațiunii. Dar pentru că spațiu public al rațiunii a fost contropit din nefericire de ceea ce a spațiul spațiului privat, una dintre sensurile de relevanțele moderne ale religiei este acela că ne dă posibilitatea să redescoprim universalul în acest spațiu privat. Eu nu, acesta e motivul pentru care, așa cum am spus, m-a întrebat cineva de ce mă de ce consult unii marxiști contemporani? Pentru că acești marxiști contemporane uh, s-au întors spre biserică. Nu așa cum s-a întors dreapta creștină, ca să facă un lobby puternic, un lobby, cum s-au întors conservatorii, ca să fie antiprogresiști, pentru că creștinii sunt antiprogresiști și limitați, așa cum se știe. Nu, ci în sensul de a găsi un loc în care să poți afirma un subiect universal și un absolut, pe care este incorrect politic să-l mai afirme în spațiul public. Deci, vă mulțumesc pentru atenția din seara aceasta. Vă spun la revedere și ne vom revedea data viitoare.